Bună ziua, oameni buni! 18 martie 2020. Am trecut câteva minute și pe aici, pe la stupina de la pădure. Aici e o stupină în care nu umblu practic niciodată, doar atunci când îl mai lărgim cuiburile, când mai dăm câte ceva hrană sau când ne luăm hrana. Nu știu dacă se vede, natura ne oferă aici polen în exces, coloniile practic aici nu mai au nevoie de hrană proteică, pădurea e înflorită total, vreme caldă ne trebuie atâta. Eu vă spun, mi se pare o afacere foarte bună să ai stupin staționar, nu investești în ei, mare lucru. Toți au ieșit din iarnă, 100%, nici măcar o regină pierdută, să spunem. Toți trăiesc, uite, am dat la o parte capacele și podișoarele să urmărim. Cred că bateria asta am prezentat-o și în filmul ăla atunci, aniversar. Uite, codru, ce frumos este, înflorit. Crește inima în tine ca apicultor când vezi așa ceva. Săptămâna trecută a fost Ștefan pe aici, le-a băgat pungi cu sirop. Acum pungile, le vedeți, sunt goale și practic albinele le rod. Stați liniștiți, coloniile astea până la salcâm vor să fie super, super bune. Deci le-am băgat și tratament antivaroa, le-am dat și sirop. O să mai venim cu șarja de sirop. Sunt perfecți. Bine, trebuie scoase pungile astea. Poate sâmbătă vom avea timp. Uite crescături. Uite cum abia deslipesc sacul. Uite cum crește ceară. Pungile mâncate. Uite ce frumos, ramele umflate sus cu coroane clar. Practic la ăștia în două săptămâni trebuie să intrăm la lărgitul cuiburilor. Uite, și ăsta la fel. De aia am mai spus eu că mulți se întrebau cine sunt pinguinii. Pinguinii aia care își dau cu părerea și sunt anonimi. Și altceva. Vedeți, carpatina mea nu e rea, nu sare pe mine. Uite. Nu mă ciupește nicio albină, chiar dacă nu am fum. Nu sare absolut deloc pe mine. E o albină super, super cuminte. Pentru mine, carpatina e o albină super cuminte. Urmează să continuăm cu curățenie. Am făcut toată partea asta. Uite, am adus apă la albine și mi-a bea cățeaua. Sâmbătă intrăm pe partea asta, la altă. O să mutăm pavilionul în altă poziție pentru că vreau să-l repopulez. Dar pentru staționar, temperatură pozitivă ne trebuie. În rest avem absolut, absolut orice. Deci, asta e carpatina, are populație mai mică, dar rezultatele sunt spectaculoase, mai ales că eu am cheltuiesc spre zero. Mă costă 10 lei tratamentul antivaroa pe an și încă 20 de lei n-a sirop, 30 de lei. Și dacă ai scos 20 de kg de miere, ori 25 de lei de la 500 de lei. Ce să ne mai... Mortalitate zero, vedeți cum a fost filmate toată iarna, așa sunt și acum. Ce vrei mai mult de atâta? Dragilor, vă urez numai bine, sănătate, sănătate în primul rând, să trecem cu toții cu bine peste acest COVID-19. Nu uitați, vă aștept în live, vineri seara, ora 21. Al vostru pe viață, Dragoș Gavrilă.